Frați și surori, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și ascultăm un pasaj din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15. Efeseni 5, 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați și surori, zilele acestea s-a început un studiu biblic despre Duhul Sfânt și s-a prezentat cine este Duhul Sfânt, cu sublinierea că Duhul Sfânt este o persoană divină. Duhul Sfânt este Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Fiul. Apoi s-a abordat subiectul botezului cu Duhul Sfânt, subliniindu-se că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență nou-testamentală în care Domnul Iisus Hristos este autorul, este Cel ce o realizează și că Domnul Iisus Hristos în această experiență ne îmbracă cu putere de sus. Momentul în care Domnul Iisus ne îmbracă cu această putere de sus sau ne botează cu Duhul Sfânt este evidențiat printr-un semn exterior, vorbirea în limbi. Rezultatul produs de această îmbrăcare cu putere de sus se vede imediat în viața noastră, în două direcții, zel pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru misiune, și doi, în trăirea noastră cu Dumnezeu. Se produc niște schimbări în trăirea noastră cu Dumnezeu. Și că totodată botezul cu Duhul Sfânt deschide ușa către primirea darurilor supranaturale ale Duhului Sfânt, cum ar fi vorbire în limbi, tălmăciri, prorocii, dar de vindecare, de minuni, cunoștințe, înțelepciuni, deosebirea duhurilor, aceste daruri miraculoase. Seara aceasta vrem să vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, pornind de la porunca aceasta biblică, din versetul 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Aceasta observați că este o poruncă, verbul este la imperativ. Noi nu avem în limba română un mod foarte clar de a exprima un imperativ sau o poruncă cu continuitate. Dar în limba greacă, în care este scris Noul Testament, acest fiți plin de Duh are un sens foarte precis. Fiți permanent, continuu plin de Duh. Deci este o poruncă în cu nuanța aceasta de stare continuă. Mențineți starea continuă de plinătate. Deci seara aceasta vrem să vorbim despre această continuă stare de plinătate cu Duh Sfânt pe care fiecare credincios ar trebui să o aibă. Și vrem să pornim de la a clarifica relația dintre botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și starea de plinătate. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență, el se consumă în câteva minute, într-o zi binecuvântată, când Domnul Iisus te botează cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o acțiune. Rezultatul acestei acțiuni sau acțiunea aceasta în sine constă în faptul că în timp ce ești botezat cu Duhul Sfânt, tu de fapt ești și umplut cu Duhul Sfânt. Deci acțiunea aceasta, tocmai prin comparația pe care o face Ioan Botezătorul cu botezul în apă sau scufundarea în apă și botezul cu Duhul Sfânt, sugerează imaginea aceasta. Ființa ta este scufundată în Duhul Sfânt și când ieși
din această experiență ești plin de Duhul Sfânt. Aceasta este umplerea. Dar după ce ai trăit experiența botezului cu Duhul Sfânt, în următoarele zile, săptămâni, luni și ani, trebuie să te menții într-o stare de plinătate. Și seara aceasta vrem să vorbim despre cum putem menține starea de plinătate cu Duhul Sfânt, stare pe care o dobândim în momentul botezului cu Duhul Sfânt, dar ea nu se păstrează de la sine permanent, fără niciun efort din partea noastră. Noi nu putem spune odată umplut pentru totdeauna umplut. Nu! Odată botezat cu Duhul Sfânt sau odată umplut cu Duhul Sfânt, starea aceasta poate să fie menținută ca stare de plinătate permanentă, dar în același timp poate fi pierdută. Așa se face că, și vă rog să fiți foarte atenți, nu toți credincioșii botezați cu Duhul Sfânt rămân și plini de Duhul Sfânt după o lună, după un an, după doi ani sau mai târziu în viața lor. Sunt unii credincioși care, deși au experimentat cândva un botez cu Duhul Sfânt, au pierdut această stare de plinătate cu Duhul Sfânt și astăzi sunt ca și creștinii care niciodată n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și eu am fost de multe ori întrebat de către credincioși din alte biserici nepentecostale. Păi ce deosebire între cu tare, frate sau soră, care a fost botezat cu Duhul Sfânt și cu tare credincios din biserica noastră, care n-a fost botezat cu Duhul Sfânt. Când ne uităm la viața a doi creștini, care niciunul nu mai este plin de Duhul Sfânt, între ei nu-i nicio deosebire. De exemplu, ce deosebire este între un pahar care a fost cândva plin cu apă, dar apa a fost consumată și paharul este gol, și un pahar care abia acum îl scoți, un pahar de unică folosință, care acum îl scoți din pachet și care niciodată n-a fost umplut cu apă. Amândouă sunt goale și nu-i nici o deosebire între ele. Dacă vrem să vedem deosebirea între un credincios botezat cu Duhul Sfânt și un credincios nebotezat cu Duhul Sfânt, atunci trebuie să căutăm deosebirea între un credincios botezat cu Duhul Sfânt care a păstrat starea de umplere obținută în urma botezului cu Duhul Sfânt și un credincios care niciodată n-a fost botezat și umplut cu Duhul Sfânt. Acolo se vede deosebirea. Dar între credinciosul botezat cu Duhul Sfânt, care cândva a fost plin, dar astăzi nu mai este plin, și credinciosul nebotezat cu Duhul Sfânt, nu este mare deosebire. Biblia nu ne cheamă doar la o experiență de o singură zi, fiți botezați cu Duhul Sfânt. Biblia ne cheamă la o stare de permanență care trebuie să dureze până punem mâinile pe piept. Fiți sau rămâneți plini de Duhul Sfânt sau păstrați starea de plinătate cu Duhul Sfânt. Aceasta este chemarea Bibliei, aceasta este porunca din seara aceasta și despre asta vrem să vorbim. Frați și surori, deci aș pune lucrurile într-o formă foarte simplă. Care e relația dintre botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și starea de plinătate? Botezul cu Duhul Sfânt produce prima umplere cu Duhul Sfânt. Dar această umplere cu Duhul Sfânt trebuie menținută. Această umplere cu Duhul Sfânt trebuie menținută. Eu aș vrea să dau un exemplu. Când am fost prima dată în America, m-am dus cu niște frați să mâncăm undeva în oraș și ei au plătit acolo și au luat un pahar cu băutură din aceea cum poți să o ai de la aparatele acelea unde se mănâncă, Coca-Cola și de toate care le vrei pe alese, și ne-am așezat la masă. Când am terminat paharul, fratele mă întreabă, mai vrei un pahar? Zic, nu, nu că chiar n-aș fi mai vrut, dar nu voiam să-l mai pun la cheltuială pe fratele. Dar fratele îmi spune, să știi că aici în America este regula asta cu refil. Poți să umpli paharul de câte ori vrei, că eu am plătit prețul pentru pahar. Și pentru că am plătit prețul pentru pahar, nu contează de câte ori îl umpli. Poți să bei cât vrei. Și atunci imediat m-am dus din nou la mașină și mi-am umplut paharul. Am înțeles că acel refil îți dă dreptul ca să menții mereu paharul plin.
Dar nu poți să ai mereu paharul plin dacă nu l-ai plătit prima dată și nu l-ai dobândit, nu l-ai obținut, nu l-ai avut. Frați și surori, starea de a fi plin de Duhul Sfânt trebuie menținută, dar prima umplere cu Duhul Sfânt se produce în urma botezului cu Duhul Sfânt. N-am găsit în Noul Testament oameni plini de Duhul Sfânt care să nu fi trecut prin experiența botezului cu Duhul Sfânt. După cum nu vei găsi în America oameni care își umplă a doua oară paharul până când nu l-a plătit prima dată și nu l-a obținut. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să ai paharul, să primești paharul și îl primești plin. Dar după aceea el trebuie mereu menținut plin prin umpleri repetate. Deci aș vrea să înțelegem că în momentul botezului cu Duhul Sfânt se produce prima umplere cu Duhul Sfânt. Argument biblic, Fapte 2 cu 4. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul. Când s-au umplut de Duhul Sfânt? În cursul experienței numită botez cu Duhul Sfânt. Fapte 9. Anania îi spune lui Pavel: frate Saule, Domnul m-a trimis la tine să-ți capezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Când s-a umplut Saul de Duhul Sfânt? În momentul botezului cu Duhul Sfânt. Dar ce a urmat după aceea? Ce a urmat după aceea? Păi închipuiți-vă, Saul a fost umplut cu Duhul Sfânt în momentul când Anania s-a rugat pentru el și și-a pus mâinile peste el. Dacă odată umplut ar fi pentru totdeauna umplut, apostolul Pavel ar fi știut cel mai bine că el a fost umplut cu Duhul Sfânt, este plin de Duhul Sfânt și că starea aceasta nu se poate pierde și că porunca fiți plin de Duhul Sfânt n-ar fi mai avut absolut niciun rost. Am auzit pe cineva predicând cam așa: dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai fost umplut cu Duhul Sfânt și nu te mai îngrijora că te vei goli vreodată, că doar nu te crapi. Iertați-mă, exact asta a fost expresia lui. În adevăr, noi nu ne crăpăm, nici din punct de vedere fizic, nici spiritual, dar starea de plinătate nu se menține automat și de la sine, că dacă ar fi așa, atunci n-ar avea rost porunca fiți plini de Duhul Sfânt. Câtă vreme este poruncă fiți plin de Duh, înseamnă că poți trăi și altfel, adică fără să fii plin de Duh, chiar dacă ai fost cândva botezat cu Duhul Sfânt. Iată deci că botezul cu Duhul Sfânt și umplerea, ele sunt într-o relație directă. Fiecare botez cu Duhul Sfânt produce prima umplere în viața unui credincios. Îmi spuneau niște credincioși nepenticostali cam așa: chiar dacă noi n-am vorbit în limbi, chiar dacă noi n-am fost botezați cu Duhul Sfânt, noi putem ajunge la starea de umplere, pentru că paharul poți să-l umple ori scufundându-l în apă, ori turnând pic cu pic, câte un pic, până se umple paharul. Dar nu toate analogiile funcționează. Din punct de vedere al stării de plinătate cu Duhul Sfânt, analogia cu paharul nu funcționează. Sau n-am înțeles-o eu din Biblie? Eu n-am găsit nicăieri în Biblie că au fost creștini în Noul Testament care s-au umplut cu Duhul Sfânt pic cu pic, azi un pic mai bun ca mâine, mâine mai bun decât ieri și tot așa până când am ajuns plin. Ci am găsit creștini umpluți cu Duhul Sfânt în urma unei experiențe care se produce deodată și care se cheamă botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta model biblic l-am găsit în Noul Testament. După ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, da, există acțiuni, există activități care produc umplerea, după cum există acțiuni sau activități care ne golesc. Și vreau să trec acum la o întrebare foarte serioasă. Dacă starea de plinătate nu se menține de la sine și permanent, care sunt factorii care produc, hai să spunem, golirea sau care produc sau care afectează plinătatea? Din ce cauză noi nu rămânem mereu plini de Duhul Sfânt? Și lucrul acesta îl găsim foarte bine exprimat de Apostolul Pavel, tot în această epistolă, în Efeseni. Observați că dacă ne uităm la epistola aceasta, în capitolul 4, Apostolul Pavel vorbește despre rolul Duhului Sfânt în trăirea creștină. Începând de la capitolul 4, Efeseni abordează probleme de trăire creștine. Dacă în primele trei capitole Efeseniul este centrat pe doctrină, următoarele trei
este centrat pe trăire creștină. În capitolul 4, Pavel arată, spune, căutați să păstrați unirea sau unitatea Duhului prin legătura păcii, arătând că Duhul Sfânt produce unitatea, adică ne incorporează pe toți în trupul lui Hristos, ceea ce explică Pavel mai clar în 1 Corinteni 12:13, care spune, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Adică Duhul Sfânt ne scufundă în trupul lui Hristos, unindu-ne pe toți într-un singur trup, ca mădularea ale trupului lui Hristos. Asta o face Duhul Sfânt. Apoi, tot în capitolul 4, găsim că Duhul Sfânt este Cel care ne îmbracă sau ne ajută să ne îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Acțiunea sau metafora aceasta de a te îmbrăca cu omul cel nou este tot una cu a fi născut din nou. Deci, iată, Duhul Sfânt ne naște din nou, Duhul Sfânt ne încorporează în trupul lui Hristos, asta o găsim în capitolul 4. În capitolul 5 găsim că Duhul Sfânt ne umple și ne menține sau ne ajută să rămânem în această stare de plinătate. Dar tot în capitolul 4 observăm că există anumite acțiuni sau activități care pot stânjeni relația noastră cu Duhul Sfânt și pot produce ceea ce noi numim golire. Ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, v-aș ruga să îmi permiteți să schimbăm puțin metafora aceasta a fi plin de Duhul, care uneori ne poate induce în eroare. A fi plin de Duhul. Nu trebuie să înțelegem că Duhul este un lichid care ne umple cum umple apa paharul, sau Duhul este un aer care ne umple așa cum umple aerul un balon. Duhul Sfânt nu este materie și umplerea nu trebuie percepută în termeni materiali sau de proporție. 60%, 70% paharul este plin sau eu sunt plin de Duhul. Duhul Sfânt este persoană și noi suntem persoane. De aceea, umplerea cu Duhul Sfânt, aș vrea să o înțelegeți în termeni de relație personală. Relația ta cu Duhul Sfânt. Umplerea sau starea de plinătate înseamnă starea în care relația dintre tine și Duhul Sfânt funcționează la parametri maximi, optimi. Mai mult, mai bine nu se poate. Ei, făceam o comparație în sensul acesta cu relația dintre două persoane. Cei care sunteți căsătoriți puteți înțelege foarte bine relația dintre cea care astăzi este soție sau cel care astăzi este soț. Cândva, soția ta de astăzi era o fată pe care ai văzut-o prima dată, ți-a plăcut, te-a interesat, ai încercat să-ți exprimi sentimentele față de ea, ți-a acceptat, ai devenit prieten, apoi ați logodit, apoi v-ați căsătorit și după căsătorie relația dumneavoastră a atins cota maximă. Relația aceasta a crescut, a crescut din etapă în etapă până la cota maximă. Relația noastră cu Duhul Sfânt începe de când suntem încă în lume. Duhul Sfânt pune ochii pe noi, îi este drag de noi, ne iubește, pentru că Duhul Sfânt e Dumnezeu, ne iubește și vrea să intre într-o relație cu noi, ca noi să-i fim al Lui pentru toată viața, să-i aparținem, să se stabilească între Duhul Sfânt și noi o legătură personală, așa cum se stabilește, omenește vorbind, o legătură între soț și soție, când soția e numai a soțului și soțul e numai a soției pentru toată viața. Așa vrea Duhul Sfânt să facă din noi. Noi să fim ai Lui și El să fie al nostru pentru toată viața. Dar ca să se ajungă la această relație de plinătate, de umplere, trebuie niște pași, sunt niște etape. Ei, convertirea este, dacă vreți, comparabilă cu momentul când cei doi își dedică viața unul altuia și spun, da, îți promit, vreau să mă căsătoresc cu tine. Botezul cu Duhul Sfânt ar putea să fie comparat cu momentul când de acum între cei doi se produce căsătoria și cei doi se bucură de o unitate desăvârșită și de o viață trăită împreună. Ce vrea el, vrea și ea, unde este el, este și ea. Dar după botezul cu Duhul Sfânt, ce urmează?
Hai să mergem mai departe cu relația de căsătorie. După relația de căsătorie, urmează luna de miere sau perioada aceea bună și apoi trece un an și încă un an și încă un an și 5 ani și 10 ani și unele căsătorii rămân, relația dintre soț și soție în unele căsătorii rămâne la înălțime, funcționează perfect, optim, soțul și soția se bucură unul de altul, trăiesc unul pentru altul, nu se înșeală, nu se supără, nu se mint, nu se violentează unul pe altul. Dar în unele căsătorii lucrurile nu merg chiar așa, lucrurile merg mai slab și de aceea sunt căsătorii, nu atât de mult mă refer la căsătoriile creștine, ci la căsătoriile din lumea aceasta, în care relația dintre soț și soție se degradează treptat până când se ajunge la divorț și cei doi se separă. Frați și surori, pe plan spiritual, umplerea sau menținerea stării de plinătate cu Duhul Sfânt înseamnă a menține relația dintre Duhul Sfânt și tine la o stare de funcționare perfectă și la cota maximă. Dar există și niște acțiuni, niște activități, niște stări care determină ca relația dintre tine și Duhul Sfânt să sufere, să meargă în jos, așa cum merge în căsniciile în care soțul începe să-și mintă soția, să-și înșele soția, să-și disprețuiască soția, sau chiar să-și trădeze soția, să-și o înșele. Ei, uitați-vă în Efeseni 4, stările, acțiunile, activitățile care strică relația unui credincios cu Duhul Sfânt, așa cum este sau așa cum se poate strica relația dintre un soț și o soție în căsnicie. Citesc din Efeseni capitolul 4 câteva versete. Uitați-vă, de la versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulari unei altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celui cel aud. 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci observați, care sunt acțiunile, stările, activitățile, cum îl putem noi, dacă vreți, strica relația cu Duhul Sfânt sau, folosind expresia Apostolului Pavel, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Păi soțul cum își întristează soția? Exact așa, prin niște acțiuni, cum îl întristăm noi pe Duhul Sfânt. De exemplu, spune aici, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă soțul se mânie pe soție și începe să-și dea drumul la gură și să o înjosească, să o bajocorească sau să o înjure, ce a făcut? A păcătuit și strică relația dintre el și soție. Dar dacă eu mă mânii ca și creștin botezat cu Duhul Sfânt, umplut cu Duhul Sfânt, dacă mă mânii pe fratele meu și nu vreau să-l iert și apar în mine resentimente și mânia aceasta duce la gânduri de răzbunare și nu-l mai pot privi, ce am făcut? Am păcătuit și în felul acesta îl întristez pe Duhul Sfânt. Și relația dintre mine și Duhul Sfânt nu mai funcționează la cotă maximă. Întristează soția. Și o să vezi când vii acasă, nu te mai primește cu zâmbetul pe buze, nu te mai primește cu mâncarea făcută și poate nici nu mai doarme cu tine în noaptea aceea. Iertați-mă. Așa se întâmplă lucrurile pe teren. Fraților, când îl întristăm pe Duhul Sfânt, să nu ne așteptăm ca relația dintre noi și El să funcționeze la maxim. Nu că Duhul Sfânt face mofturi, ci că noi întristându-L restricționăm sau fracturăm sau obturăm relația cu Duhul Sfânt. Noi o violentăm, noi o distrugem, noi o coborâm la nivele inferioare. Uitați-vă, alte acțiuni spune.
Să nu dați prilej diavolului. Mâniați-vă și nu dați prilej diavolului. Cum poți să dai prilej diavolului? Te-ai mâniat, nu-l ierți astăzi, resentimentul este ca un puroi, ca un microb, care dacă îl păstrezi în trup, el produce efecte negative și mâine, poi mâine sau luna viitoare simți că îl urăști pe fratele tău. Și cine urăște pe fratele lui, spune Biblia, este un ucigaș în ochii lui Dumnezeu. Ce am făcut? Am dat prilej diavolului de la faptul că n-am vrut să lăsăm ca mânia să ne treacă, să ne cerem iertare, să ne eliberăm de mânie. Am dat prilej diavolului, s-a produs în noi resentimentul, s-a produs în noi ura și am devenit în ochii lui Dumnezeu la fel de vinovați ca și ucigașii. Un om care în ochii lui Dumnezeu nu vrea să ierte, relația dintre el și Dumnezeu, mediată de Duhul Sfânt, nu mai funcționează la parametrii optimi. Eu nu pot să spun, sunt plin de Duhul Sfânt, starea mea de plinătate este perfectă, dar nu-l pot vedea pe fratele. Nu! Când eu nu-l pot vedea sau nu-l pot suferi sau nu pot să iert pe cineva, asta îmi spune că eu deja am stricat starea mea de plinătate și eu nu mai sunt un om care trăiesc în plinătatea Duhului Sfânt. Și toate acțiunile astea, Pavel la urmă le conclude și spune, amărăciune, adică resentiment, iuțime, nervii ăștia pe care nu-i poți ține sub control. Duhul Sfânt produce înfrânarea, firea noastră pământească, că în relația noastră cu Duhul Sfânt nu funcționează cum trebuie. Observați că Duhul Sfânt nu mai produce în noi înfrânarea. Faptul că apare în noi iuțime, te enervezi imediat, nu poți răbda, nu poți. De ce apare această iuțime? Pentru că relația mea cu Duhul Sfânt suferă și Duhul Sfânt nu mai produce înfrânarea. E ca și când urci la volan, nu mai ai lichid de frână în vasul respectiv și tu calci pedala la mașină, dar mașina nu se mai oprește. Dacă starea ta cu Duhul Sfânt, relația ta cu Duhul Sfânt nu este la nivel de plinătate, Duhul Sfânt nu mai produce în tine înfrânarea și tu devii un om iute și spui, așa sunt eu din fire. Eu știu că așa ești din fire, dar tocmai de aceea îți trebuie plinătatea Duhului ca să te facă să fii altfel, să fii un om nou, nu omul cel vechi cu fire veche, iute din naștere. Ăsta e scopul plinătății. Ei, toate lucrurile acestea, amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, răutatea, toate acestea, odată, ele, observați că ele sunt întâi stări lăuntrice. Dar aceste stări lăuntrice, ele la un moment dat se manifestă sub formă de acțiuni, de fapte, de atitudini. Și ele golesc pe credincios de Duhul Sfânt. Frați și surori, chiar botezat cu Duhul Sfânt, se poate pierde starea de plinătate și se poate ajunge gol. Atunci când omul trăiește în minciună, atunci când omul se enervează și nu vrea să ierte și începe a striga și a pufni și a trânti, atunci când păstrează resentimente și ură, atunci când începe să vorbească cuvinte murdare, cuvinte stricate, toate acestea sunt dovada că respectivul credincios a pierdut starea de umplere cu Duhul Sfânt. El nu mai este în umplerea aceasta cu Duhul Sfânt. Vreau să spun că umplerea cu Duhul Sfânt este o realitate care se poate verifica. Veți întreba cum? Cum pot să știu eu dacă sunt umplut cu Duhul Sfânt? Și Pavel pune în același verset două stări. Starea omului plin de alcool, care se îmbată, și starea omului plin de Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Pun o întrebare, dacă vezi un om beat, trebuie să scrii pe fruntea lui, eu sunt beat, sau îți dai seama că este beat? Îți dai seama, după ce? După felul cum pășește, clătinându-se, după felul cum vorbește, spune prostii, după felul cum îi scapără ochii, după femeia altora, după felul cum se comportă, după toate îți dai seama că omul acesta este beat. Păi, Pavel spune, beția produce asupra omului o stare care poate fi văzută. Îți dai seama de ea. La fel, plinătatea Duhului Sfânt este o stare de care poți să-ți dai seama. Eu pot să știu și tu poți să știi dacă sunt sau dacă nu sunt plin de Duhul Sfânt. Cum?
Acțiunile acestea negative prin care îl întristăm pe Duhul Sfânt, Pavel pune alături un, în versetul 32 din Efeseni 4, spune: dimpotrivă, fiți plini, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Aceste acțiuni sunt dovada plinătății Duhului Sfânt sau stării de plinătate cu Duhul Sfânt a cuiva. Uită-te la un om, studiază-l pe termen lung și vezi dacă este bun, dacă este milos, dacă iartă și dacă vreți, lista continuă în versetul 19 din capitolul 5. Vorbește cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, mulțumește lui Dumnezeu, se supune unii altora, dacă-i soție, se supune soțului, dacă-i soț își iubește nevasta, dacă-i copil, ascultă de tata și de mama. Toate acestea dovedesc starea de plinătate cu a credinciosului. Deci plinătatea aceasta nu este o chestiune de care nu poți să-ți dai seama. Eu îi aud pe unii credincioși penticostali care consideră că starea de plinătate se verifică numai prin faptul dacă mai vorbește în limbi sau nu vorbește în limbi. Pot să spun că vorbirea în limbi este un indicator a stării de plinătate. Altfel spus, un om plin de Duhul Sfânt, normal, trebuie să vorbească în alte limbi, trebuie să te aștepți atunci când ești plin de Duhul Sfânt, să vorbești în alte limbi. Dar vorbirea în alte limbi nu este singurul indicator a stării de plinătate. Starea de plinătate are multe alte semne după care te poți ghida și îți dai seama dacă este sau nu este. Ei, observați? Uită-te la un om. Hai să spunem, doi credincioși de-ai noștri sunt în trafic. Traficul este la fel de aglomerat. Amândoi au fost botezați cu Duhul Sfânt acum 2 ani. Un credincios este în trafic, este nervos, se uită la ceas, poate cu soția în mașină, începe cearta cu soția, de parcă soția a aglomerat autostrada. Mai cineva intră în față cu mașina să se strecoare de pe o bandă pe alta și el scoate mâna pe geam și îl înjură, dar el este credincios. Celălalt credincios și el este în trafic, e numai la câteva mașini în spate. Dar e răbdător și el e cu soția în mașină. Dar el în timpul ăsta cântă, discută cu soția lucruri frumoase, pozitive, e răbdător. Dacă cineva semnalizează, el oprește puțin și spune, treci în față, iar dacă i s-a băgat obraznic în față, el scoate mâna pe geam și îl salută prietenește, îi zâmbește, nu-i nimic, du-te, poate ești mai grăbit ca mine. Diferența dintre cei doi, care este? Plinătatea. Plinătatea. Un credincios și-a menținut starea de plinătate după botezul cu Duhul Sfânt. Alt credincios nu și-a menținut starea de plinătate și-a lăsat să se strecoare în viața lui. O minciună, o amărăciune, un cuvânt stricat, o răutate, o clevetire și toate acestea a stricat relația lui cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu mai produce în el dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și din cauza asta este agitat, este nervos, înjură sau batjocorește, este agitat pentru că stările noastre ca oameni sunt întotdeauna influențate, fie de Duhul Sfânt care ne umple și produce în noi roada Duhului, fie de firea noastră pământească ațățată de cel rău, care prinde prilejul. Cum nu mai suntem plini de Duhul Sfânt? Cum diavolul prinde prilejul și ne umple el cu gânduri de amărăciune, resentimente, umblă pe la inima noastră, umblă pe la mintea noastră, nimic nu ne mai place, totul e rău. Ei, deci starea aceasta poate fi verificată, noi ne putem da seama. Frați și surori, cel mai mare adevăr pe care vreau acum să-l subliniez cu privire la doctrina și la practica bisericilor penticostale, vreau să-l pun în următoarea afirmație. Botezul cu Duhul Sfânt este foarte important, dar nu este totul pe termen lung pentru un credincios. Botezul cu Duhul Sfânt este foarte important, dar nu este totul.
Și de ce spun asta? Pentru că există în unii credincioși o idee greșită. O spun clar că este greșită. Că dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, asta îți asigură necondiționat, absolut, garantat, sigur, dreptul la a fi răpit și a intra în cer fără niciun fel de restricții, ca și când ai pașaportul în buzunar și te duci la granița cu țara și trebuie să-ți dea drumul pentru că ai viza. Botezul cu Duhul Sfânt este foarte important în viața noastră de credință, în tot ceea ce înseamnă mântuire, inclusiv răpire. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu este totul. Nu este totul. Botezul cu Duhul Sfânt este un început bun, dar ca și sfârșitul să fie la fel de bun ca începutul, când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, acolo de acum vorbim despre umplere sau plinătatea cu Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt îți asigură intrarea în cer. Plinătatea Duhului Sfânt, ca stare, nu o experiență de o singură zi. Și dau numai un caz biblic, un exemplu biblic. În Matei, în capitolul 7, Domnul vorbește despre două case, una zidită pe nisip, una zidită pe stâncă. Cele două case preînchipuie două tipuri de credincioși. Fiecare casă în sine reprezintă un credincios care a avut o relație cu Domnul Iisus Hristos și chiar casa zidită pe nisip îi reprezintă pe credincioșii care au avut un început bun. Casa zidită pe nisip a avut totuși o existență, a fost o casă, a fost bună, a arătat bine. Credincioșii preînchipuiți de casa zidită pe nisip, în ziua judecății vor spune: Doamne, și vreau să citesc ca să observați felul cum se justifică ei înaintea Domnului, mie îmi sugerează ideea că acești credincioși care apar preînchipuiți de casa zidită pe nisip au trăit și experiența botezului cu Duhul Sfânt, pentru că ei spune Matei 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Sigur că versetele acestea sunt înțelese în mai multe feluri. Eu spun felul cum le înțeleg eu. Cineva poate să nu-mi dea dreptate și eu nu vreau să-l contrazic. Eu înțeleg prin aceste versete că credinciosul acesta preînchipuit prin casa zidită pe stâncă a fost cândva un creștin veritabil, adevărat, botezat cu Duhul Sfânt, care a avut daruri ale Duhului Sfânt, prorocii, dar de vindecări, dar de minuni. Ce s-a întâmplat cu acest credincios? Credinciosul acesta, deși a fost cândva botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, a avut darurile Duhului Sfânt, în viața lui s-au strecurat încetul cu încetul păcatele acelea din Efeseni 4. Probabil minciuna, răutatea, clevetirea, bârfa, poate pofta păcătoasă, poate adulterul. Mai puteți dumneavoastră completa lista. Și credinciosul acesta a alunecat și din punct de vedere spiritual s-a prăbușit exact cum s-a prăbușit casa zidită pe nisip, că n-a avut temelie. Casa zidită pe nisip a stat în picioare o bună perioadă. Până când? Până au venit ploile, vânturile și voiul și a lovit la temelie și a luat-o, a dărâmat-o și locul a rămas gol și pustiu, ca și când niciodată n-a mai fost o casă acolo. Credinciosul preînchipuit de casa zidită pe stâncă, de asemenea, a fost un credincios cu o viață serioasă, care probabil că și el a fost botezat cu Duhul Sfânt, a făcut și el minuni, a făcut și el vindecări, a prorocit și el, deși textul nu ne spune explicit, dar diferența dintre credinciosul preînchipuit de casa pe stâncă și cel cu casa pe nisip a constat în faptul că cel care se compară cu casa zidită pe stâncă și-a pus viața întotdeauna în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și a trăit într-o stare de neprihănire care
poate fi comparată cu starea de plinătate. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a trăi în neprihănire sau a fi zidit pe stâncă și a rămâne în picioare, ori vine ispita, ori nu vine. Ori vine ziua cea bună, ori vine ziua cea rea. Credinciosul plin de Duhul Sfânt rămâne în picioare. Dacă ești plin de Duhul Sfânt și starea aceasta de plinătate se menține în viața ta, poți să treci pe stradă și să vezi femei care merg la plajă și uită să se îmbrace. Și tot nu te ispitesc sau tot nu-ți produc gânduri murdare. Poți să vezi oameni care câștigă la știu eu ce jocuri de noroc mii de euro și pe tine să nu te ispitească, să nu intri în casino. Poți să vezi oameni care beau bere sau vin pe terasă și tu să nu te oprești, să nici să nu simți nevoia. Pentru că tu ești plin de Duhul Sfânt. Și tu stai în picioare. Și chiar dacă ziua aceea, când ispita aceasta vine și te îmbie la păcat, la desfrâu, la beții, la alte păcate, aceea e o zi rea. Dar dacă tu ai plinătatea, ești ca și casa zidită pe stâncă, rămâi în picioare, ispita nu te poate doborâ și tu ai biruit ispita și primești cununa vieții, cum spune Iacov în capitolul 1. Asta e starea de plinătate. Acum, starea aceea a credinciosului din Matei 7, preînchipuit de omul care nu trăiește după cuvânt, de ce spune Domnul Iisus că niciodată nu v-am cunoscut? Pentru că așa va zice Domnul Iisus și despre păcătos. Și Domnul nu minte, numai că există un principiu biblic și anume, dacă ai trăit 30 de ani în păcat și după 30 de ani te-ai pocăit și ai mai trăit 30 de ani de neprihănire și ai murit neprihănit, Dumnezeu în ziua judecății nu va spune, da, 30 de ani ai fost bun, dar hai să vorbim despre aia 30 de ani ai tăi trăiți în păcate. Nu! Dumnezeu va uita și va spune, niciodată nu te-am cunoscut ca păcătos, tu ești copilul meu, te văd neprihănit, vorbim despre tine doar despre starea de neprihănire, perioada cât ai trăit ca neprihănit. Dar lucrurile stau la fel și cu unul care începe bine, 30 de ani trăiește credincios, botezat cu Duhul Sfânt, dar încet, încet se mândrește, este prins de păcate, de ispite, alunică, se golește de Duhul Sfânt, se duce în lume și îl prinde moartea în păcat. Și atunci, în ziua judecății, Domnul va uita de toată perioada cât a fost neprihănit și spune, niciodată nu ți-am cunoscut-o, în sensul că nu ți-o recunosc, nu ți-o validez, nu-ți folosește la nimic. Ăsta e sensul. Nu că în mod real Domnul n-a cunoscut, că Domnul îi cunoaște pe toți oamenii, și pe păcătoși și nepăcătoși, în sensul propriu al cuvântului. Nu există om din lumea aceasta pe care Dumnezeu să nu-l cunoască pe deplin. Ce face, ce gândește, unde locuiește, ce mănâncă, cum doarme, cum vorbește, cum se poartă, că-i pocăit, că nu-i pocăit, că-i musulman, că-i creștin, Domnul cunoaște absolut pe toți oamenii, dacă folosim cuvintele în sensul propriu. Dar expresia, niciodată nu te-am cunoscut, înseamnă, nu-ți recunosc perioada cât ai fost neprihănit, din cauza că tu ai murit ca unul trăind în fără de lege și în ochii lui Dumnezeu fiecare om va fi judecat după starea care a avut-o în ziua în care a pus mâinile pe piept și a murit. De aceea trebuie să fim foarte atenți că botezul cu Duhul Sfânt, pe cât de important este, nu garantează încă și sfârșitul. Botezul cu Duhul Sfânt este un început, dar începutul acesta nu-i tot una cu sfârșitul. Ca să ajungi la sfârșit așa cum ai fost în ziua botezului cu Duhul Sfânt, asta înseamnă să te menții mereu plin de Duhul Sfânt. Plinătatea este cea care te ține în ochii lui Dumnezeu într-o relație de plină cu Dumnezeu sau cu Duhul Sfânt. Nu botezul cu Duhul Sfânt, ci plinătatea te menține într-o stare permanentă. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de o zi, plinătatea este o stare de o viață întreagă. Și în baza plinătății, noi vom fi judecați de Dumnezeu. Nu doar în baza unei experiențe de o zi. Fraților, cu botezul cu Duhul Sfânt nu-i ca la loto, că ai câștigat la loto 1 milion de euro și de acum toată viața poți să nu mai muncești. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă, Domnul te cunoaște, are încredere în tine, te umple de Duhul Sfânt și îți dă o putere ca tu
să-ți poți duce mântuirea până la capăt și te umple cu Duhul Sfânt, așteptând ca tu de acum să trăiești în această stare de plinătate. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu-ți frânge voința ta să spună de acum vrei, nu vrei, până mori vei fi plin de Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt te umple, dar de acum responsabilitatea de a menține starea de plinătate cade pe umerii noștri a celor botezați cu Duhul Sfânt. Vreau să accentuez. Starea de plinătate nu este opțională. Porunca aceasta, fiți plin de Duh. Noi numai pentru misionari, pentru predicatori, pentru păstori, cum zic unii că botezul cu Duhul Sfânt e numai pentru misiune, pentru misionari. Cu ani în urmă un tată îmi spunea cam așa, ei frate Costică, zice, tu-l cunoști pe băiatul meu. E un băiat cu minte ca o fată. Merge la lucru, vine înapoi, la serviciu, își vede de treabă, nu se ceartă cu nimeni. Acasă este un model, un copil exemplu. Face ce-i spunem, nu ne iese din cuvânt, nu ne face probleme. Ce crezi tu despre băiatul meu? El este foarte timid, foarte rușinos, mai rușinos ca o fată. El nu va fi predicator, nu va fi misionar. La ce-i trebuie lui botezul cu Duhul Sfânt? Adică acest tată a înțeles că botezul cu Duhul Sfânt trebuie numai pentru predicatori, misionari, pentru, știu eu, celebrități sau pentru oameni care Dumnezeu spune că a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători și că botezul cu Duhul Sfânt numai aceștia ar trebui. Ori Biblia spune clar că botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți cei chemați în oricât de mare număr îi va socoti Dumnezeu. Bărbați sau femei, tineri sau tinere, botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. De ce? Pentru că botezul cu Duhul Sfânt îți produce umplerea și menținând această stare de plinătate, tu rămâi în picioare în ziua ce are, tu nu te prăbușești. Iată deci rostul botezului cu Duhul Sfânt. Este să-ți producă umplerea. Botezul cu Duhul Sfânt este momentul în care ai cumpărat paharul. Paharul l-ai cumpărat plin. Dar de acum, ca să-l menții plin, trebuie să mai treci pe la aparat. Să-l mai refil. Eu mi-aduc aminte când mi-am cumpărat primul telefon mobil. Pe atunci erau foarte scumpi în banii românești de atunci. M-a costat 1 milion de lei și cel care mi l-a vândut, un negustor de ăsta care umbla din casă în casă, mi l-a dat la un preț al pieței. Dar după ce a ieșit din casă m-a întrebat, zice, dar nu vrei și un încărcător? La care eu îi spun, nu, nu-mi trebuie, domnule, eu ți-am dat toți banii, ai smuls 1 milion de la mine, du-te, nu-mi trebuie. El a ieșit din casă și ieșind din casă îmi spune, după o săptămână cred că o să mă suni. Și eu spun, de ce? Mi-ai dat un telefon stricat, rău. Nu. Ți-am dat un telefon bun, bunuț, nou-nouț, plin, dar într-o săptămână o să se descarce și nu o să mai ai ce să faci cu el. Și o să trebuiască să-l umpli din nou cu curent și o să ai nevoie de încărcător și o să mă cauți. Și atunci am spus, dă-mi, domnule, și încărcătorul cât o costa, dă-mi-l încoace, că-mi trebuie. Fraților, plinătatea, menținerea stării de plinătate, înseamnă să nu uiți să mai pui telefonul în priză. Că chiar dacă telefonul este de 500 de euro și este nou și este perfect, dacă nu îl pui în priză, după câteva zile n-ai ce face cu el. Și botezul cu Duhul Sfânt se compară cu momentul când intri în posesia unui telefon încărcat, dar el nu se menține încărcat câțiva ani de zile. El trebuie mereu menținut într-o stare de plinătate prin conexiunea, prin legătura care o faci punându-l în priză. Și acum, în partea aceasta care ne mai rămâne înainte, ajungem la cea mai importantă întrebare. Dacă am înțeles ce este plinătatea, că este o stare care prima dată se produce în urma botezului cu Duhul Sfânt, dar se poate pierde sau poate fi menținută. Dacă am înțeles care sunt acțiunile, activitățile, stările, sentimentele care produc golirea sau care afectează relația noastră cu Duhul Sfânt și nu mai suntem plini de Duh, rămâne acum să
punem întrebarea cea mai importantă. Cum pot fi eu permanent plin de Duhul Sfânt? Cum pot fi permanent într-o stare de umplere? Că de fapt asta e porunca, fiți plini de Duh, fiți plini de Duh. Fraților, Pavel face comparația aceasta, probabil că eu n-aș fi îndrăznit să o fac de la amvon dacă nu o făcea Pavel în textul nostru, între un bețiv și un om plin de Duh. Bețivul, dacă a băut odată, nu înseamnă că rămâne beat toată viața lui. A doua zi poate merge la volan și nu îl găsește poliția că a băut ieri. Omul botezat cu Duhul Sfânt este botezat cu Duhul Sfânt, dar nici omul botezat cu Duhul Sfânt nu rămâne toată viața plin de Duhul Sfânt în baza faptului că într-o zi a fost botezat cu Duhul Sfânt. Îi trebuie niște acțiuni de reumplere. Care sunt acțiunile acestea? Păi, ca să înțelegem aceste acțiuni, vreau să fac legătura între stările care produc golirea și cele care produc umplerea. Dacă golirea e produsă de niște păcate pe care le comitem, umplerea pornește de la a ne opri din a comite păcatele respective. Umplerea nu începe cu rugăciune, ci umplerea începe cu stop, nu mai păcătuiesc. Opresc păcatul. Că unii zic, cum poți să fii umplut de Duhul Sfânt? Rugăciune, părtășie cu biserica, presupunem că vii la adunare și te rogi. Asta e foarte bine. Vinul la adunare și te roagă, e un lucru foarte bun. Dar dacă n-ai rupt-o cu beția, cu curvia, cu minciuna care ți-o permiți să o faci când nu ești în adunare în timpul săptămânii, să nu crezi că rugăciunea de la adunare te umple cu Duhul Sfânt. Iertați-mă că spun lucrurile pe direct. Prima dată trebuie să începem cum a stopa acțiunile care ne golesc sau care rup relația noastră cu Duhul Sfânt. Fraților, Biblia aduce o imagine foarte frumoasă ce înseamnă păcatul în relația dintre noi și Dumnezeu sau dintre noi și Duhul Sfânt. Păcatul e zidul, e bariera. Păcatul acesta e ca un zid. Dacă pui un zid, ce relații pot să am eu cu cineva care e dincolo de zid? Nu pot da mâna cu el, nu pot cina împreună cu el, eu sunt aici și el e dincolo de zid. Nu pot stabili o relație personală, nu-i pot vedea inima, adică nu-i pot vedea stările din inima lui manifestate pe fața lui, nu-l văd, nu pot intra în relație cu el. Păcatul meu pune zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Ce relații mai există între mine și Duhul Sfânt când eu am ridicat un zid? Și prima dată, primul lucru care trebuie făcut în vederea redobândirii stării de plinătate cu Duhul Sfânt este stop păcatului sau păcatelor care a produs ruperea relației mele cu Duhul Sfânt, deteriorarea. L-am întristat pe Duhul Sfânt. Uitați-vă câți pași pot fi făcuți în sensul greșit în relația cu Duhul Sfânt. Pavel spune aici să nu întristați pe Duhul Sfânt. Petru îi spune lui Anania, de ce ți-ați împlut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Pavel vorbește despre oameni care sting Duhul. Pavel vorbește și Domnul Iisus vorbește despre posibilitatea de a ajunge la cea mai gravă stare, de a-L huli pe Duhul Sfânt. Ei, pornind de la întristare, minciună, ruperea legăturii, hulirea Duhului Sfânt, toate acestea sunt păcate foarte grave împotriva Duhului Sfânt. Dar păcatele acestea împotriva Duhului Sfânt, frați și surori, încep prin păcate împotriva fratelui, împotriva sorei, mă mâni pe fratele, îl mint pe fratele, am sentimente murdare față de sora. Așa încep păcatele acestea. Ele se răsfrâng în relația mea cu Duhul Sfânt. Dar niciun creștin nu-și propune, vreau să-L întristez pe Duhul Sfânt. Nimeni nu-și propune idealul acesta. Numai că creștinul se mâni pe fratele lui. Îl minte pe fratele lui și asta întristează pe Duhul Sfânt, fără ca acel creștin să-și dea seama. Ca să fiu reumplut cu Duhul Sfânt, trebuie întâi să dau la o parte acțiunile, păcatele acestea care m-au golit de Duhul Sfânt. Cum? Mărturisesc aceste păcate, îmi pare rău, mi le asum, îmi recunosc că eu sunt vinovatul,
Nu din cauza că ea a început cearta, eu nu m-am apărat, eu nu-s vinovat de ceartă. Prea pe mulți îi aud, frate, dar ea-i partea vinovată, el e partea vinovată, eu am fost în apărare, eu n-am atacat. Dar Domnul Iisus, când era bajocorit, nu deschidea gura. Eu când sunt bajocorit, spun de două ori mai multe decât spune el, dar eu sunt în apărare. Nu mai seamăn cu Domnul Iisus. El când era bajocorit, își ținea gura închisă, pentru că era plin de Duhul Sfânt. Ei, observați dumneavoastră, se spune că doi vecini trăiau în relații bune unul cu altul. Și într-o zi, animalul, vaca, unuia dintre vecini, a intrat în grădina celuilalt vecin și a început să-i distrugă straturile cu zarzavaturi. Și vecinul ăsta, când a văzut așa ceva, a fugit rapid la celălalt vecin și a început să se certe cu el, să strige, vino domnule și ia-ți vaca. Vecinul vinovat a spus, măi vecine, mai înțelept era prima dată să te duci să scoți vaca dintre straturi și pe urmă să vii să te cerți cu mine, că până ajung eu acolo, vaca îți mai distruge câteva straturi. Fraților, păcatul pătruns în viața noastră ne distruge relația cu Duhul Sfânt. Și până să mă duc eu pe genunchi să mă rog, întâi trebuie să mă opresc din a păcătui, că vaca începe să strice tot mai mult dacă nu o dai afară. Ei, păcatul trebuie întâi dat afară și eu îl dau afară prin rugăciune. Dar observați unde vine rugăciunea. Rugăciunea vine ca moment când mi-am dat seama că am păcătuit, Duhul Sfânt m-a convins de păcatul meu, l-am recunoscut, îmi pare rău pentru el, iau hotărârea să mă pocăiesc, să părăsesc păcatul și pe urmă îngenunchez înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mărturisire, mă limpezesc, m-am pocăit de păcat și pe urmă vin și mă rog împreună cu frații pentru umplere cu Duhul Sfânt. Vedeți, în Fapte 4:31, s-a citit în seara aceasta, se spune că acolo creștinii din ziua cincizecimii, care au fost odată umpluți cu Duhul Sfânt, îi vedem în Fapte 4:31 că vin din nou și se adună toți într-o casă, se roagă toți împreună și spune Fapte 4:31 și toți s-au umplut din nou de Duhul Sfânt. Toți s-au umplut din nou de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Iată semn, o dovadă a umplerii cu Duhul Sfânt. Vorbești cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Alte dovezi ale umplerii cu Duhul Sfânt sunt cele din Efeseni, acolo, când spune, dimpotrivă, recitesc versetele acestea să vedeți starea de plinătate. Fiți buni, miloși și iertați-vă. Dovezi ale umplerii cu Duhul Sfânt. Dar acțiunea în sine de umplere cu Duhul Sfânt, deci pasul numărul unu ar fi acesta. Iau decizia să mă pocăiesc, mă opresc din păcatele mele, le plâng, le mărturisesc înaintea Domnului și, dacă este cazul, și înaintea unui frate. Și apoi, cu rugăciunea aceasta de mărturisire, vin înaintea Domnului și mă rog ca Domnul să mă umple din nou cu Duhul Sfânt. Cea mai eficientă, să spunem așa, cale de umplere cu Duhul Sfânt este prin rugăciune. Și în general, rugăciunea în grup, rugăciunea comunitară, este foarte favorabilă umplerii cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că atunci când vii și te aduni împreună, dacă starea ta nu este una de plinătate, dacă relația ta cu Duhul Sfânt nu este cea mai bună, a suferit, dar te-ai pocăit, ți-ai plâns păcatul și vrei din nou să duci relația ta cu Duhul Sfânt la cotă maximă, să fii din nou umplut cu Duhul Sfânt. Când te aduni la rugăciune și te rogi împreună cu ceilalți frați, ceilalți frați, mulți dintre ei, vor fi deja într-o relație bună cu Duhul Sfânt, adică plin de Duhul Sfânt, și tu vei simți această stare a celor credincioși, relația lor bună cu Dumnezeu, relația lor bună cu Duhul Sfânt, produce o atmosferă plăcută și spirituală în biserică. Așa cum bețivii, când intră în crâșmă, sunt atrași de atmosfera de acolo, oamenii umpluți de Duhul Sfânt sunt atrași de biserica în care credincioșii sunt umpluți cu Duhul Sfânt.
Și credincioșii aceștia umpluți cu Duhul Sfânt sunt cumva contagioși. Când îl vezi că cel este umplut cu Duhul Sfânt și se bucură în Duhul și vorbește în alte limbi și sclipește fața lui și ridică mâinile și jubilează în Duhul, starea lui ți se transmite și ție. Relația dintre Duhul Sfânt și tine se îmbunătățește. Tu începi să-L iubești mai mult pe Duhul Sfânt, să-L prețuiești mai mult, să te rogi Domnului, să te ierte că L-ai întristat pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt din nou te inundă cu prezența Lui. Prezența Duhului Sfânt în noi, în starea de plinătate, se manifestă prin faptul că noi o conștientizăm și beneficiem de plin de ea. Atunci când îl întristăm pe Duhul Sfânt, nu înseamnă că Duhul Sfânt a plecat din noi, ne-a părăsit, ci noi nu-i mai simțim beneficiile prezenței Lui. Revin la exemplu cu soțul și soția. Se ceartă cei doi. Unul pufnește în sufragerie, unul pufnește în bucătărie. Nu se bucură niciunul, nu se bucură nici celălalt. Cei doi sunt într-o relație tensionată. Ei, relația lor la un anumit moment dat se poate îmbunătăți. Soțul sau soția se duce la celălalt, își cere iertare, se împacă, relația dintre ei iar funcționează bine. Ei, starea aceasta de umplere, de plinătate, în urma rugăciunii făcută cu putere, împărtășii cu ceilalți credincioși plini de Duhul Sfânt, repune relația dintre tine și Duhul Sfânt la cote de funcționare maximă. Și tu simți din nou părtășia aceea în Duhul Sfânt. Tu simți din nou bucuria aceea pe care o simți și ceilalți frați. Și tu te simți în adunare ca și când ai fi în împărăția lui Dumnezeu. Spune Biblia, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am văzut că sunt unele biserici, nu vă critic pe dumneavoastră, și noi în biserica noastră avem stări nepotrivite, poate și dumneavoastră aveți, eu nu vi le cunosc, dar am stat de vorbă cu unii frați și în special din bisericile din Apus, de prin America, și spun, domnule, noi ca să ne bucurăm la biserică, am introdus părtășia aceasta. Aducem mâncare, aducem de băut câte ceva din astea nealcoolice și asta face ca bucuria noastră să fie de plină în biserică. Fraților, eu nu spun că e rău, eu nu spun că și primii creștini au avut agapele acelea când mâncau și beau împreună în biserică. Nu spun că lucrul acesta este rău, dar de la a spune fără mâncare și băutură la biserică nu-i bucurie, până la a spune bucuria noastră e în Duhul Sfânt, aici e diferența. Noi trebuie să dezvoltăm o viziune că cea mai mare bucurie la biserică nu ne produce prăjitura și cafeaua, ci ne-o produce prezența Duhului Sfânt, relația noastră cu Duhul Sfânt. Bucuria în Duhul Sfânt ne face să ne simțim ca în împărăția lui Dumnezeu. Cafeaua și prăjitura ne face să ne simțim ca pe pământ. Cafea și prăjitură putem servi și într-un restaurant și pe o terasă, dar bucurie în Duhul Sfânt nu avem întotdeauna și nu avem oriunde. În biserică o putem avea. Și de aceea apostolii în Fapte 4:31 s-au adunat toți împreună, s-au rugat și au fost toți umpluți cu Duhul Sfânt. Apoi, alte posibilități de umplere cu Duhul Sfânt. Păi observați, umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă relația dintre Duhul Sfânt și tine să funcționeze din nou la cote maxime. Asta ce înseamnă? Când citez Biblia, închis în odăiță, meditez și Duhul Sfânt începe să-mi vorbească prin Biblie și mă încurajează și face ca o promisiune din Biblie să devină vie pentru mine și încep să-mi curgă lacrimile pe ochi, să spun, Doamne, Tu astăzi m-ai ridicat prin versetul acesta, iar relația dintre mine și Duhul Sfânt crește și ăsta e un mod de a mă umple cu Duhul Sfânt. Când toate lucrurile acestea care țin de lucrarea lui Dumnezeu, plecați în misiune, cheltuiți din timp, cheltuiți din bani, poate rămân soțiile singure acasă câteva zile. Nu-i chiar așa de plăcut, nu-i chiar așa de ușor. Asta înseamnă sacrificiu. Dar în același timp, acțiunile acestea pot să producă o stare de bucurie și relația dintre tine și Duhul Sfânt poate să ajungă la umplere, pentru că știi că te-ai dus acolo nu ca să te distrezi sau ca să scapi de casă 2-3 zile, ci te-ai dus acolo împlinind porunca Domnului să duci Evanghelia la niște oameni care nu cunosc Evanghelia. Și poate soția care rămâne acasă și ea se bucură. De ce? Pentru că știe, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere să
las soțul să se ducă acolo, împlinind prin soțul meu, aducându-mi și eu contribuția la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Fraților, și eu sunt plecat foarte mult de acasă. Și câteodată o întreb pe soție, Dana, dar nu ți este greu așa, mai poți să rămâi tot mereu singură acasă? La care câteodată ea îmi spune așa, nu că nu mi-e greu, nu că mă bucur că pleci de acasă, chiar mi-e foarte greu când pleci de acasă, numai că știu că tu trebuie să pleci, că plecând de acasă rămâi în voia lui Dumnezeu pentru tine și lăsându-te pe tine să plec, rămân în voia lui Dumnezeu pentru mine. Voia lui Dumnezeu pentru mine este să te las pe tine să pleci și eu să îngrijesc de casă ca lucrurile să nu se ruineze. Dacă am o astfel de înțelegere, iată că participarea la misiune, la lucrarea lui Dumnezeu poate constitui experiențe prin care mă umplu de Duhul Sfânt. Și aș putea aduce multe alte situații în care te poți umplea cu Duhul Sfânt. Biblia dă multe porunci și orice poruncă din Biblie atunci când o împlinești, ea produce între tine și Duhul Sfânt o stare de plinătate. Păi Biblia spune, e mai fericit să dai decât să primești. Adică, atunci când din banii tăi contribui pentru un sărac, pentru un necăjit, pentru un orfan, pentru o văduvă, ce se întâmplă? Tu împlinești voia Domnului, care spune că va purta de grijă orfanului, văduvei, și asta te face să te bucuri și tu trăiești sentimentul unei vieți trăite în ascultare de Duhul Sfânt. Și relația dintre tine și Duhul Sfânt funcționează bine pentru că tu trăiești în ascultare de Duhul Sfânt și asta te menține într-o stare de plinătate. Observați că starea de plinătate poate să se vadă în extrem de multe situații. Ești vesel atunci când dăruiești, ești vesel atunci când te sacrifici pentru lucrarea lui Dumnezeu și pleci în misiune, ești vesel atunci când vii la biserică pentru că știi că acolo ai părtășie cu Domnul și cu frații, te bucuri atunci când stai în odăiță și te rogi de unul singur, te bucuri atunci când te închizi în odăiță și studiezi Biblia, toate acestea sunt dovezi că tu ești plin de Duhul Sfânt. Stările acestea se pot obține, cum am spus, prin astfel de acțiuni și odată ce le dobândești, tu devii conștient de ele. Numai un om care nu trăiește într-o astfel de stare, nu știe ce înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt. Dar cei care trăiți în această stare de plinătate a Duhului Sfânt, nici n-ați avea nevoie de explicații ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Că tu știi, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă între mine și Duhul Sfânt nu există niciun conflict, nicio tensiune, trăiesc în ascultare de voia lui Dumnezeu, mă bucur de părtășia cu Duhul Sfânt, beneficiez de ceea ce îmi oferă Duhul Sfânt, puterea Lui, darurile Lui, resursele Lui, călăuzirea Lui, protecția Lui. Asta înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt. Amin.